Inițiativa Asociației Societăților de Servis Autoindependente vine în condițiile în care Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat recent în dezbatere publică un proiect de normă pentru schimbarea modului de rezolvare a petițiilor, dar care este incomplet și lipsit de substanță. Asociația Societăților de Servis Autoindependente a transmis către Autoritatea de Supraveghere Financiară un set de propuneri pentru modificarea procedurii de soluționare a petițiilor, pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări le primesc de la asigurați, se arată într-un comunicat al asociației. Printre propuneri se află și cea privind sancționarea asiguratorilor care au primit între 301 și 500 de reclamații cu amenzi de 70.000 de euro.